Domnule Cioloș, spuneți-ne de ce ați venit aici. Am venit să transmitem un semnal foarte clar că USR nu acceptă sub nicio formă atitudini de acesta de gen, de tip mafiot, din partea unor aleși locali, intimidări, amenințări, atunci când consilierii noștri locali își fac treaba, pun întrebări și cer respectarea legii. Vreau să spun că apreciez faptul că am avut reacții și de la PNL și de la PMP la solicitarea mea de ieri, însă m-aș fi așteptat ca și domnul Câțu, președintele partidului, să aibă o reacție și nu doar filiala locală, așa cum s-a întâmplat cu președintele PMP. Însă ceea ce au anunțat ei ca sancțiuni pentru cei doi consilieri mi se pare apă de ploaie. Nu văd cum cetățenii ai României pot să fie reprezentați sau locuitori ai Comunei Mogoșoaie pot să fie reprezentați în Consiliul Local de oameni care își permit să amenințe colegii de Consiliul Local cu scaunul cu rotile pentru că au cerut acești colegi respectarea legii la acest tun imobiliar care se prefigurează aici sub oblăduirea iată a primarului, a unei majorități, a unor consilieri locali și nu știm ce atitudine au, cum v-am spus, conducerea Consiliului Județean și conducerea PNL, pentru că PNL-ul are controlul aici și la primărie și la Consiliul Județean. Credeți că ar trebui să se sesizeze DNA-ul în acest caz? Absolut, absolut. Deci nu doar în cazul colegei noastre, amenințării în stil mafiot asupra colegei noastre și a familiei ei, dar și asupra ceea ce se întâmplă aici, pentru că dacă doi consilieri sunt atât de speriați încât îndrăznesc să atace direct o colegă de consiliu, înseamnă că ceva acolo nu e în regulă. Și exact asta au cerut colegii noștri. Claritate, transparență, respectarea legii în felul în care primăria intenționează să pună în aplicare acest proiect. Dar vreau să spun, pe mine mă îngrijorează încă o dată felul în care niște oameni care au fost aleși politic acționează în astfel de situații. Aici nu sunt pe moșia lor să facă ce vor și să amenințe pe cei care nu respectă regulile pe care ei le stabilesc. Și atunci, de ce să ne mirăm că în campanii electorale vedem agresivitate, vedem violență și fizică și verbală din partea unor partide extremiste, când iată partide mainstream care sunt la guvernare dau tonul în astfel de situații. Vă mulțumim foarte mult!